Edi Iordănescu este la un pas de FCSB. Știu că e un tânăr antrenor pe care dumneavoastră în anumite ocazii l-ați lăudat pentru maniera lui de antrenat. Cum vi se pare? Se poate potrivi cu FCSB-ul? Dom'le, nu știu dacă se poate potrivi. Eu sunt adeptul ideii că trebuie să existe o continuitate. Da. Și la noi majoritatea antrenorilor, cu foarte mici excepții, încep foarte bine, dar lucrul ăsta durează foarte puțin. Convingerea mea este pentru că nu au stimul noi din toate punctele de vedere, de discurs, de conținut al antrenamentului, se atragă tot timpul de jucător, de autoritate reală, de competență, de a crea obligația jucătorilor, de a arde până la ultima picătură de energie pe teren. Deci nici el nu... Am avut la început, l-am urmărit, dar n-a avut continuitatea. Deci nu pot să știu ce se va întâmpla în condițiile particulare care sunt actualmente de luarea deciziilor la așa zisul FCSB. Pe de altă parte, ar fi un pas în față că este totuși un antrenor independent. Nu cred că va putea să fie independent sub nicio formă, pentru că acolo este vorba de anormalitate din multe puncte de vedere. Pentru că, în primul rând, conducătorii adevărați, cu mici excepții, dar oameni care știau realmente fotbal, participau la antrenamente și își permiteau să aibă o discuție cu antrenorul. Am trăit și eu o astfel de situație la Dinamo, e mult mai amplă. Se discuta cu mine, deși nu participau la antrenament. Ori o mare diferență între a vedea jucătorul în fiecare zi și a lua niște decizii în consecință, ceea ce înseamnă ideile, concepții de joc, și a lua niște hotărâri, niște decizii, doar după ceea ce vezi la televizor. Dacă vezi, acesta e explicația primordială a ceea ce se întâmplă la FCSB și cred că se va întâmpla în continuare. Pentru că sunt anumite personaje care au senzația că posedă și fotbalul și fac o distracție combinată pe undeva, așa cum spune de fiecare dată proprietarul, patronul lor, în special în ceea ce înseamnă banul, profitul și nebunia la care s-a ajuns trăirea de ziua de astăzi, în majoritatea domeniilor. Deci dumneavoastră sunteți circumspect și chiar dacă e vorba de Edi Iordănescu, spuneți că nu se va schimba nimic în ceea ce privește FCSB și implicarea lui Gigi Becali. Nu cred, pentru că nu văd cum și nici nu vreau să discut. Aș vrea să fiu contrazis, pentru că m-ar bucura să avem cât mai multe echipe de tradiție. M-a încântat ceea ce au făcut suporterii Rapidului. Este de apreciat, de admirat ceea ce fac în continuare marea masă a suporterilor dinamobiști. Dar vezi că se găsesc două, trei personaje mai mult decât dubioase și își fac membrele cu o suflare corectă, cinstită, bine intenționată de zeci de mii de oameni, cum se întâmplă la Dinamo. M-a încântat la fel prezența la UTA a spectatorilor, care este cu totul altă istorie, dar tot și o istorie care a trecut și ea prin purgatoriu și a revenit la un normal. Și aș vrea cu atât mai mult să revină echipe de tradiție, pentru că, practic, maniera în care a fost învinsă Dinamo clar de către o suburbie a Piteștiului, da. Dacă e suburbie, dacă nu, e un sat din apropierea Piteștiului, e adevărat, unde se fac Renault, se fac Daci și așa mai departe. Dar nu au nicio legătură una cu alta, este dramatic, este dureros, spune de la sine totul despre drama deciziilor de apropiere de lipsă totală de respect față de tradiția echipei, a celor care au condus această echipă și numai în interes personal. Pentru că mulți din jucătorii aceștia tineri, dacă erau pregătiți ca lumea în urmă cu 2-3 ani de zile,
cum s-a întâmplat cu generațiile de 96-97, pentru că tocmai acum, înainte să mă sunați, vorbeam cu Ionuț Lupescu, care era în Riad, și ne aminteam de trecutul în care întâi am pregătit cu divizia B vreo 7-8 jucători, după care i-am considerat apți, a existat răbdare și din partea mea și din partea conducerii, că știam oamenii de atunci cum să construiești o echipă. Și după aceea a fost o echipă, într-adevăr, după 98, cu 3-4 jucători cu experiență, care a jucat un fotbal apreciat, a obținut titluri, dar ca la noi, își bagă, hai să zicem așa, peiorativ, drag cu coada și s-a ajuns după vreo 10 ani la insolvențe, falimente și așa mai departe. Da. Iar situația acum este foarte grea, pentru că sunt niște jucători care promit, dar care, din păcate, nu sunt pregătiți ca să facă față și așa cum e el, nivelul scăzut al campionatului nostru. Da. Va fi foarte greu în acest sezon.